sinus D x plus y. Păi nu văd. X plus y este unul. X plus y este unul și sinusul, nu? Este un număr. Un număr cam în ce zonă este cuprins numărul ăsta, să de x plus y? Poți să spui că sin de x plus y ar fi la 3? Nu. Sin de x plus y poate să fie egal cu 3? Nu. De ce? Pentru că un unghi. Cum că pentru că un unghi? De clasă, să vă. Doar da. Doar că sinul înseamnă atât de mulțumit de la minus 1 până la 1. Deci, sinus de un unghi înseamnă un număr cuprins între minusul și cosul 1. Sinusul și cosinusul. Deci sin de un unghi înseamnă, de fapt, un număr real cuprins între minus 1 și plus 1. Atâta tot. Tu n-ai înțeles? Nu, atâta nu. Păi dar cum ai înțeles dacă nu știi nici chestia asta? Ai grijă că... Dar sin de x minus y, ce înseamnă? Tot un număr. Tot un număr cuprins între minus 1 și 1. Ce înseamnă cotangentă de x? Ce înseamnă? Zi. Un unghi. Un unghi. Vedeți-o. Unghiurile sunt argumentele funcțiilor. Deci, pentru cotangent argumentul este unghiul x pentru celălalt unghiul y. Și prin funcțiile trigonometrice, unor unghiuri se pun în corespondență niște numere. Deci, funcțiile trigonometrice fac, asociază unor unghiuri, le asociază niște numere reale. Sinusul și cosinus le asociază numere cuprinse între minus 1 și plus 1, iar tangenta și cotangenta le asociază numere reale. De la minus infinit la plus infinit. Deci funcțiile trigonometrice lucrează de când facem trigonometrie, noi dormit în parte. De când, de, repede, când facem atâta trigonometrie, noi dormit dacă nu știi limitele de lucru asta. Cine asociază unor numere unghiurile? Deci, am înțeles că funcțiile sin, cos, tangentă și cotangentă, unor unghi le asociază ce? Unor unghi le asociază? Niște numere. Niște numere. Niște numere reale. Cine face invers? Unor numere reale le asociază? Unor numere reale le asociază unghiuri. Cine face asta? Axiom. Funcțiile inverse. Funcțiile inverse. Deci, funcția sinus. Funcția sinus este definită pe el, deci sinus de orice număr real are rost, și asociază, le pune corespondență, numere între minus 1 și 1. Păi, dar noi am făcut lucrurile acestea. Funcția cosinus este definită pe el, deci argumentul sinus de un număr și cavalul, imagine, cosinus, tot numere între minus 1 și 1. Tangenta este definită pe el, pe el în afară de niște valori, unde vă există tangenta? Tangenta cu cine este egal ca expresie? Sinus supra cosinus. Deci tangenta de un unghi alfa egal cu sinus de alfa. E ce înseamnă? Că este o fracție, vezi? Ce înseamnă? Deci este o fracție. Ce părere ai despre o fracție? Există tot timpul fracția. Să-mi pare foarte rău, treci la loc. Și sancționezi. Hai, nu vreau să vreți nimic, nu vreți să vreți, stați degeaba în bancă, așa să sancționezi cu dărul. Păi da, ce să vă fac? Voi nu vreți de loc, vă stați în vezi la școală așa ca la vântare? Altcineva să iese. Te numești tu? Bogdan Mariu. Bogdan? Mariu. Păi. Eu cred că obligația voastră este să spunem vreau să învățați câte ceva. Nu stați așa, veniți, parcă sunteți în voiaș. Azi vin 5. Da. Poftim la ta. Deci tangenta
definită pe el în afară de ceva. De capul sumă. De capul sumă, pe de capul sumă, în paranteză, ce vreți să spun, eu cum ar veni? Tot tangenta. Tot tangenta. Pe definită pe el. Mai puțin capi. Da. După cum ne-am amintit, transformăm practicile și tot funcția, am constatat că funcțiile simt cotangentă și cotangentă sunt funcții periodice, se repetă. Deci nu sunt așa cum sunt date în prima de față, nu sunt bijetive, nu sunt inversabile. Totuși, am ales noi niște restricții inversabile, restricții bijetive, spunem așa. Iată, am spus că sinusul definit pe ia să ne înțamtești, nu? Nu pe el, am luat o restricție. Sinusul definit pe cine? Pe... Hai să ne amintim cum era graficul funcției sinus. Așa, dacă ne amintim, sper să și reușim să facem legătura. Deci graficul, sinusul, nu? Se plimbă în banda asta, minus 1 și 1. Sin de 0? Da, sin de 0? 0. Și aici cos. Sinus de pi pe 2, 1. Și cam așa se duce graficul. Și în partea asta la fost. Ce restricție am avut? Deci la pi pe 2 este 1 și la minus pi pe 2 este minus 1. Era de la minus pi pe 2, pi pe 2. Asta era restricția. Deci pe asta am ales. Da? Asta a fost restricția. Și am spus sinus de fi pe intervalul. Nu, pe intervalul mărțile. Devenit pe intervalul minus pi pe 2. Da. Cu valori. Unde pot să fie unde? Care sunt valorile? Minus 1. Da. Cu valori minus 1, 1. Deci sinusul devenit pe minus pi pe 2, pi pe 2, cu valori minus 1, 1. Este o restricție bijetivă, da? La fel cu sinusul. Poți să-ți definit pe cine se vede? Poți să-ți era definit de la pi... De la 0 la... De la 0 la pi. Așa e. Uite așa la sumă de restricția asta. Da. Asta era restricția, da? A cui? A cosinus. De la 0, da? Da. Cu valoare minus 1, 1. Acestea fiind inversabile, ia să vedem și restricția tangente. Tangenta am socotit-o de la cum era minus pi pe 2 și pi pe 2 nu exista. Și graficul se prezenta așa și am luat această restricție. La minus pi pe 2, la pi pe 2 de-a deschis, că nu are rost. Deci tangenta în minus pi pe 2, pi pe 2, cu valori, în el, tot eu, Y să fie urmări. Iar cotangenta definită pe... Pe cine este cotangenta definită? Pe 0 pi. Pe 0 pi. Deschis. Da. Cu valori, în el. Acestea au fost restricțiile principale, nu puteam găsi mai multe restricții. Acestea au fost socotite restricțiile principale, restricții bijective, cum spuneam. Și pentru ele am vorbit de invers. Inversele fac asocierea care? Unor numere în corespondență unghiului. Deci se schimbă domeniul cu domeniul. Și am numit aici arc sinus. Definită pe. Minus 1, 1. Cu valori. În ce am așa? Minus pi pe 2. Da, că schimbă domeniul cu codomeniul de funcție. Deci asta ce? Arc cosinus, de fiind pe 3. Minus 1, 1, cu valori 0 pi pe 0 pi. Da. Tangentă. Tangentă. Definit pe el. Da. Cu valori.
Ce trebuie mai și ac contam ce nu trebuie. Valorii de lucru, valori. De fiindă veia, adică argumentul ia valori reale și imagine sunt 0 pi. Y ci sunt 0 pi. Deci, încă dată, funcțiile sim constangente cotangente acționează asupra unor unghiuri. Deci pun în corespondență unor unghiuri. Ce le pun în corespondență? Niște numere reale. Sinusul și cosinusul le pun în corespondență numai numere cuprinse între minus 1 și plus 1. Când noi vorbim de sinus de x plus y cum ar, ce este acesta? Tot în totalitate văzut. Este un număr cuprins între minus 1 și plus 1. Nu este un unghi. Cine face mișcarea inversă? Unor numere să le pună în corespondență unghiului. Funcțiile sina, cosa, tangentă și cotangentă. Așadar, în tot ce facem într-o identitate, noi de fapt, prin cotangentă de x, cotangentă de y, acestea sin de x plus y, sin de x plus y, sunt niște numere. Noi lucrăm cu niște numere, pur și simplu, ca la să spunem la algebră, da? Deci sunt niște numere și facem calculul acolo să vedem dacă ceea ce obținem în momentul stâng este identic cu ceea ce vom avea în momentul dreptat și valoarea numerică. Așa trebuie văzut, nu altcumva. Și să încercăm să dăm mai greșit, da? Hai să tot vedeți. Membru stâng, vreți să vă da? Deci mă unu, membru stâng, să vezi, sau mă stâng, membru stâng. Să vedem ce e opțiune. Sin de x, cos de y, plus cos de y, sin de y, da. Supra, max, sin de x, cos de y, plus cos de y, sin de y. Egal cu. Mai trage cu partea oricului spre ce și ce are aici. Să spargă factor forțat de cine? Pe cos. Pe sin de x. Ca să apară, dacă scoți pe sin de x, apare cos de x supra sin de x. De acord. Deci sin de x. Dar cred că și sin de x și sin de y sunt ceștiu să apară. Sau sin de x cos de y. Hai să facem. Sin de x cos de y. Să văd ce ne iese. Pe lângă. Cos de y. Păi dacă sin de x cos de y. Fii atent aici. Deci cos de sin de x cos de y. Vreți cum să fac cu ce urmă asta? 1. Plus. Limit de fracție. Ai scos floarea aici, cos de x, sin de y. Deci nici pe unul din ei nu le-a avut ca să scoți în factor. Așa că scrii la altora tot cos de x, sin de y. Da. Și jos? Exact ăsta care e scos. Sin de x. Cos de y. Da. La fel, scoți încă o dată sin de x, cos de y. Pe lume. 1 minus. Este aceeași formă. Sin de x. Egal aici cu dedesubt. Iată sin de x cu sin de x, cos de y, cos de y. Păi dacă am văzut. Eu de plecat. Egal cu linii fracții mai întâi. 1 plus. Cos de x pe sin de x, cât este cos de x? Tangentă de x. Ori tangentă de y. Ori tangentă de y. Ne-am apropiat puțin. Asta e drept. Pentru că aici este tangentă și
aici e cotangent. Tangent și cotangent. După cum am lucrat aici și faptul că ne-am apropiat, eu cred că este o greșeală. Este o greșeală. Nu trebuie să fie cotangentă, ci trebuie să fie tangentă aici. Tangentă. Suntem acest cer și iată identitatea este corectă. Deci este o greșeală din manual. Dacă vreți să vă convingeți, să putem lucra și membrul ăsta la altul și încercăm să ajungeți spre membrul ăsta. Și de la membrul de plecă. Deci era un membru de plecă. Membru de plecă. N-a fost așa o problemă de răspătită și deci înseamnă că identitatea a fost dovedită. Este corect dovedită. Hai să vedem, să vedem o altă identitate. Să spunem așa. Să se demonstreze. Ia să vedem ce identitate o să luăm acum. Să se demonstreze următoarea. Tangente de 6T minus tangente de 4T minus tangente de 2T egal cu tangente de 6T. Ori tangente de 4T. Ori tangente de 2T. Ia să vedem cum facem această identitate. Să dăm tangente de? Asta e din ordinea 2. Păi cum să dăm tangente de numere? Deci încă nu ați înțeles că tangente de 6 de este un număr. Un număr. Ăsta e alt număr. Și ăsta e alt număr. Cum să dăm tangente de 2? Să poate să spuneți așa, acum am insistat și acum spuneți îndrăzneai de asta. Deci, vă rog, dar și-am insistat și cât ție de atentare. Nu se poate așa ceva. Vă rog să fiți foarte atenți, pentru că neînțelegând lucrurile acestea, ce înseamnă tangentul de unii? Deci este un număr. Nicol este alt număr. Faceți legături de acestea, ca numai, pe care numai voi știți. Ei, să vedem cum încercăm aici. Ai să-l înțelegi? Un proiect pe 6. Cu pe 6 de să zicem ca fi, ce? Ne poate să apară 6 pe aici, că văd că e produs. Eu aș propune să luăm tangent de 6 de, nu sunt tangent de 2 de, să vedem ce ne iese dacă facem calcul. Ia să zicem, tangent de 6T minus tangente de 2T și minus în pătrare, nu mi-am văzut în totalitate, minus tangente de 4T este egal. Tangenta aici, să zicem, există o formulă cu ce este egal diferența de tangente, dar dacă nu ne amintim, atunci se zice tangenta sin de cos, sin de cos, cum arăstă tot, să vedem cât este egal. Sin de 6T. Minus tangent de 2 de 2. Minus sin de 4 sin de 4 cos de 4. Egal. Hai să aducem același numitor. Nu mai am nici. Da. Aici am spus cos 2. Cos de? Cos 2 de. Cum de 2 de dacă l-ai? 3. Cos 3. Cos de 6 de. Cos de 6 de. Ia spui de 3. 6 de. Cum vă duc? Cum de 6T, dar am spus că nu amplificăm decât la astea două. Da? Numai de astea două. Aici se fie lăsat tangente de... Poftim, tangente de 2T. Parcă de 4. De 4. Deci numai aici amplificăm. Aici amplificăm cos de 2T. Dincolo cu cos de 6T. Cos de 6T. Aici era cos de 6T. Aici amplificăm cu cos de 2T. Și aici cu cos de 6T, practic, aici. Cos de 6T. Și
de volume, 56 de 56 de coze de da. Supra. Păi da, minus. Minus, sin de 2 de coz de 6 de totul supra coz de 6 de coz de 2 de minus tangentă de 4 de egal. Se reduce. Ce este aici? Sin cos? Este cos de 6 minus 2. Sin de 6 t minus 2. Deci este egal cu sinus de 6 t. 6. În paranteze că este argument. Totul supra. Cos de 6 t. Cos de 6 t. Oarecum. Minus egal cât este aici? Sin de 4 de 4 de deci egal cu sin de 4 de supra cos de cos de 6 de cos de 2 de minus în loc de tangentă să zicem sin pe cos sin de 2, când se zicea cos de 2. Și egal? 4 de 4. De 4 de 4. De 4 de 4. Egal mai departe cu linii fracții. No, ce putem face din cei doi termeni? Să aplicăm la... Uite la numărător ce s-a observat s-ar putea face la cei doi. Acolo două pe cine? Sin de 4 de, că este și acolo și acolo. Deci sin de 4 de este în față și spunem sin de 4 de. Tot pe rând. 1 supra. 1 supra pe rând. Dar 1 supra cât? Cos de? Cos de 6 de. Cos de 6 de. Cos de 2 de. Da. Minus 1 supra. Cos de 4 de egal. Ce se face mai mult decât să aducem la același unitor? La ceva nu vine în minte. Deci egal mai departe cu cos de 6 de ori cos de 2 de. Cos de 4 de. Și egal cu cos de 4 de cosinus de 4 de minus cos de 4 de de ori cosinus de 2 de supra cos de 6 de cos de 6 de ori cos de 2 de ori cosinus de 4 de cosinus de 4. E, să vedem acum cum mai continuăm. Iată, de uite, spre cei ce trebuie să arătăm la cine, cu care era identitatea? Tangentă minus tangentă minus tangentă egal tangentă ori tangentă ori tangentă. Deci egal cu tangentă de 6 de ori, tangentă de 4 de ori tangentă de 2 de. Asta era identitatea pe care vreau să dovedim. E, ne uităm pe lume unde am ajuns, ce șanse avem? Ce șanse avem pentru a ajunge la membru drept? Unde ați mai greșit? Cosinus de 4 pe cosinus de 6. A, așa, uite. Bine, să fiți atenți ca să vă greșim. Deci, într-o dată, unde trebuie să ajungem? La tangente de 6 de ori, tangente de 4 de ori, tangente de 2 de. Că avem mare șanse, cât de cât. Dacă stăm și ne uităm, uitați, am un sin de 4 de supra un cos de 4 de. Și ar fi o tangentă de 4 de. Că sin de cos. Tangentă, da? Tangentă de 4 de. Deci ceva am obținut noi. N-aș putea spune că nu am obținut nimic. Deci aș spune că este egal aici cu tangentă de 4 de.
ajută cu bără. Îl mulțumim cu invitați. Da. Cozimul de 4. Minus. Cozimul de 6. Da. Cozimul de 2. Da. Supracos de 6. Cozimul de 6. Cos de 2. Corect. Cos de 4, celălalt cuplat cu sin de 4 de demand. Așa vă tangent. Să vedem acum. Iar ne uităm. Deci tangent de 4 te au obținut. Dar mai trebuie să obținem tangent de 6 te o tangent de 2 te. Și să vedem cum. A apărut aici produs de cosinus. Produs de cosinusuri era un formul, dar cine mai știe în ce se transformă produs de două cosinusuri? Cos de alfa, cos de beta plus cos de alfa plus beta spre beta. Deci produsul a două cosinusuri devine cosinus, să-i zic, de alfa plus beta plus cos de alfa plus beta, dar nu o beta. Ia să scrii formula asta să vedem dacă e adevărat. Deci scrie aici, cos de alfa plus cos de beta. Alba minus beta. La asta, nu? Ai, ți amintești tu bine formulația, dar e sigur așa sau? E sigur? De unde ești? Ai putea să mă demonstrezi? Instinctul matematic. N-afară din instinctul matematic, să vedem cum ai putea să demonstrezi. Să scrii cosinusul scădere și după scădere. Să vedem ce iese. Uite că chiar îți curios. Nu știu dacă ești curios să vezi dacă este corect sau nu. Dar eu sunt curios. Da, cred că așa merge. Cos de alfa plus beta, care este cât cos de alfa plus beta? Cos de alfa plus beta? Este cos de alfa ori cos de beta minus sin de alfa ori sin de beta. Asta era cos de alfa plus beta. Da, cos de alfa plus beta. Cos de alfa ori cos de beta plus sin de alfa ori sin de beta. Și când acolo se duc sinusurile, de aceea am spus eu acasă să demonstrați o dată, de două ori, de șapte ori, pentru că în timp ce demonstrați, se și întepărește. Când ne-a demonstrat asta, le duc cosinusurile, sinusurile și rămân cosinusurile. Rămân doi ori scos. Și atunci e pus pe doi jos și clar, de acolo. Deci dacă vei asculta de ce am spus, va fi foarte bine. Hai să le ducem mai departe. Egal cu aici, cu tangente de 4 alfa. T. T, da, da. Deci am început din difracție. Cos de 4 T. Minus din difracție. Cos de anulare. 6 T. Plus 2. Da. Plus. Da. Cosinus de. 6 minus. 6 T minus 2 T. În paranteză. Dar nu, păi, de ce ne pui în paranteză? De la meta. Avem 6, da? 6 T minus 2 T. T, 2. Și egal acum, încă o dată aici. Da, așa, cos de 6 T, ori. Vrei să transformi în suma. Ai putea, care este indicat, ce părere ai? Eu cred că nu indica, pentru că tu urmărești să apare sinusul sus. Uite, așa, ca să fie... Așa, ca să fie... Exact. Și tu ai cos de 6, deci cos de... N-ai vrut să faci mișcare. Bun. Și acum, hai să scriem aici sus, egal cu... deasupra, egal cu tangente de... tangente de 4 T. Da. Împărțit cu linii de fracții. Cos de 4 T. Hai, amplificăm aici cu 2. 2 cos de 4 T. 2 cos de 4 T. Cum mulțim cu 2 și cu 4 T? 16. Deci, cum e corect?
Eu não sei o que é isso.
dar minus 10, de, ce fel funcție este sinus? În pară. Și minus 10 la ieșe aici face plus și nu mai vine să faci și el. Și atunci e tangentă de 4 de ori tangentă de... 6 de. Da. Și ori tangentă... Unde trebuia să ajung? Ia uite la identitatea pe care ai. La tangentul de 6 de... Tangentul de 4 de. Da, e adevărat, că la mulțirea e cum 4. Iată, așa asta a fost identitatea. Mai... Hai să mai urmăm încă o dată. Încă o dată, cum am lucrat? Ce a fost aici interesant? Mai întâi. Trebuie foarte bine clarificat. Clarificat următoarea lucru. Că simt de un unghi, simt de un număr, este tot un număr. Deci sinusul lucrează asupra unui și ca valoare este un număr cuprins între minus 1 și plus 1. La fel și cosinusul. Și la fel tangenta și cotangenta de un unghi este un număr, dar e un număr real. Nu mai este un număr între minus 1 și plus 1. Clar. Cine pune în evidență unghiul? Cine face corespondența inversă? Funcțiile inverse. Axiusul a fost la tangentă și apodentă. Noi am avut de arătat tangentă de un unghi, minus tangentă de altul, minus tangentă de altul, adică un număr, scăzut altul număr, este egal cu cele trei numere înmulțite. Cele trei numere înmulțite. Și ne-am făcut de treabă, încercând următoarea manevră. Am făcut o echipă de tangente de 6 minus tangente 2b, deodată puteai să spui că este egal cu sinus de 6 minus 2, așa cum spunea o sinde, 6 de minus 2 de, supracoscos. Și este formula asta. Tangentă de alfa minus tangentă de beta este egal cu sin de alfa minus beta, supracos de alfa, cos de beta. Nu te așa să nu știu. Dar nici nu am nimic, că nu știi formula. Am demonstrat-o, practic. Că am zis tangenta sin pe cos, sin pe cos. Am ajuns la același lucru. Sper că n-am întâlnit greșit, nu? Am întâlnit bine. Și mi-am dat așa ceva. De aici încolo, deci este sinus de 6 minus 2, 4 t, supra cos, tangenta scris ca sin de 4 t. Da? Sin de 4 t, supra cos de 4 t. S-a văzut de cât de fapt de factor comun sin de 4 t. L-am scos de factor comun. A fost la ceva, m-am dat și ajunitor. A fost cos, produs de cos, se transformă în semisumă de cosinusuri. Da, semisumă, că există tot cu beta. A fost cos de alfa plus beta pe 2, cos de alfa plus beta pe 2. Am dat acea ajutor acolo, s-a redus, în sfârșit am început, am avut diferențe de cosinus. Cos de 4 t minus cos de cine? Cos de 4 t minus cos de 6 t 4. Sau de 8 t, nu mai. Practic, de 8 t a fost. Da, cos de, voi aveți că e țelul, să le-am șters. Iar la un moment dat, cos de 4 t minus cos de 8 t. Și diferența ce vreau cu cosinus, transformă produs de sinusuri cu minus 2 sin de. Alfa plus beta pe 2, 4 plus 8 pe 2, 4, t plus 8, t pe 2, 12, t pe 2, 6, t. Și sinus de minus 2, t. Un sinus este impar, minus s în față și tot de aici am urs foarte bine. Dar, clar, trebuie să știm foarte bine formulele pe care am făcut. Absolut, toate formulele. Și de aceea v-am spus. Demonstrație, așa cum am făcut-o eu la clasă, cu voi, pe dată, de două ori, de șapte ori, fiecare, de câte ori crede că este necesar pentru a le ști perfect. Pentru că dacă formulul ți-o amintești odată, știi de unde să încerci să o demonstrezi. Ai o șansă. Da, să vedem un alt exercițiu. Dacă nu mai avem timp, văd că... Deși e vreodată de ce. Deci ne întâlnim după alfa. Totul supra 1 plus cos de alfa. Ori, cosinus de alfa pe 2 supra 1 plus cos de alfa egal cu tangentă de alfa cu 4. Tangentă de alfa cu 4. Ce inițiativă ai tu aici? Aici scrie tangentă ca supra cos. Bine.
Da. Do plăire să vezi. Da? Membru stâng. Ce formă mea să văd? Sintitorială. Uitându-te că tu trebuie să ajungi la tangente de alfa pe 4, sigur că trebuie să umbli la sintitor alfa și să încerci să niște ești. Deci membru stâng, fă să... Membru stâng, egal. Sintitor alfa este 2 sin alfa cu sin. 2 sinus alfa. Ori cosinus de alfa. Tot cu sub. Da, 1 plus. Ei, hai să te vedem ce faci. Cosinus de alfa. Și cosinus de alfa este... Sin pătrat de alfa. Cos pătrat de alfa minus sin pătrat. Deci 1 plus, hai să spunem, 1 plus cos pătrat de alfa minus sinus pătrat de alfa. Fără. Mă vrea așa de la dată, că mi-a venit nimic în minte. Da. Da. Eu zic să rămân așa, vreți să rămân? Este adevărat că coza pașului e un radical, dar nu de-a avantajează. Eu zic să lăsăm așa că pentru să ajungem la alfa pe 4, chiar. Chiar mai jumătățit acest lucru, deci am încă lui. E ca... Nu. E ca o să nu ajungem acolo. E ca acolo. Ei, în loc de 1 să știm sin pătrat de alfa, plus cos pătrat de alfa. Ar fi o idee. În loc de 1 să știm sin pătrat de alfa, plus cos pătrat de alfa. Deci bine, 2 sin alfa cos alfa. Totul sub. În loc de 1 acolo, ori așa, ori cu jos scrie, în loc de 1 minus sin pătrat, 1 minus sin pătrat, câte este? Cos pătrat. Și cu cos pătrat ăsta, ca să nu vedem, 2 cos pătrat. Deci mai bine să zicem 2 cos pătrat de alfa. Înmulțit cu cos de alfa. Cos de alfa supra 1 plus cos de alfa. Înmulțit cu cos de alfa pe 2. Supra 1 plus cosinus de alfa. Egal. 2 cu 2 de aici și sigur că da, are dreptate pe care a. Apoi, încă ceva se mai poate face. Cos de alfa aici cu pătratul. Așa, și ăsta ca aici cu cos de alfa. Și egal cu? Este egal cu sin de alfa. Sin de alfa. Supra 1 plus cos de alfa. Sin de alfa supra 1 plus cos de alfa. Cos de alfa pe 2. Da. Supra 1 plus cos de alfa. Egal. De restul. Acum începe operația care am făcut aici. De a descris pe sin de dublu, hai să ne echipuim că sinusul ăsta e dublu cu i. Dar nu e alfa pe 2. Și în loc de sin de alfa, ce să scrisim acum? Sin de alfa pe 2. Nu. Sin de alfa. 2 ori alfa pe 2. Și ar fi ca și cum ar fost sin de dublu. Cât a fost sin de 2 alfa? 2 alfa. Hai să scriem un câteva formule ca să înțelegem bine. Scrie așa, sin de 2 alfa a fost. Sin de 2 alfa. 2 sin alfa cos alfa. Dar sin de 4 alfa. Nu îl pot scrie. Sin de 4 alfa. Sinus de 4 alfa. Egal cu sin, 2 sin de alfa. Da, 2 sin de? 2 sin de cât? Nu. 2 sin de jumătate de acest lucru. 2 sin de 2 alfa cos de 2 alfa. Păi uitați. În clipa în care a fost sin de 2 alfa, m-am zis 2 sin de jumătatea lui alfa cos de alfa. Deci se înjumătățești cu 1. La 4. Da? La 4 alfa, deci s-a înjumătățit cu 1. Cum zici sin de 3 alfa? Sin de 3 alfa, cine ar să fie? 2 sin de... Sinus de? 1 pe 3. Păi de jumătatea lui. 3 alfa pe 2. 3 alfa pe 2, cosinus de 3 alfa pe 2. Păi așa am spus? Mai, sinus
de lucru faci doi simți cos de jumătate aceștia. Deci simte ceva, faci doi simți cos, dar nu rămâne același unul. Și de jumătate unul. Deci simte unul, faci doi simți cos, nu mai rămâne unul ăsta, ci jumătate. Pentru că 3x sau 3 alfa poate fi 3, 2 ori 3 alfa de 2. 2 ori 3 alfa de 2. Deci de ce? Când va fi simt de alfa, scris alfa? Simt de alfa, la fea de scris, ca minim. Simt de alfa va fi sin. 2 sin de. 2 sin de alfa pe 2. Alfa pe 2 ori. Cosin de alfa pe 2. Cosin, așa. Vezi? Când n-ai început de exercițiu, aici am pus foarte ușor la trasa atenția, că unde simt de alfa, facem 2 sim alfa plus alfa, la fel de lucrat aici. Nu același lucru ți-a venit aici. Deci nu ți-a tras atenția, că poți să gândești aici sinusul ca fiind duhul de alfa pe 2. Sinus de 2 de alfa pe 2. Atunci vine cât se pot. Tu e egal cu mine fracții, 2 sinus de alfa pe 2 cos alfa pe 2. Da. Totul, supra. 1 plus, la fel cât zici aici. 2. Păi uite cum ai scris la cosinus de 2 alfa, că a fost cos pătrat, cosin pătrat de jumătatea lui. 2 cos, 2 cos de alfa de alfa pe 2. Și 2 cos pătrat tot? Dar eu vreau să fac legătura, ca tu să înțelegi bine. Deci în loc de cos de 2 alfa, mai cos de alfa. Când ai avut cos de 2 alfa, a fost cos pătrat nu de 2 alfa, ci de jumătatea lui. De alfa pe 2. Deci va veni cos pătrat de alfa pe 2. Minus un pic mai mare scrie. Minus sinus pătrat, un pic mai mare de alfa, da? De alfa pe 2. Ori? Cosinus de alfa pe 2. Da. Cosin de alfa pe 2. Totul supra 1 plus cos de alfa. E ca mai mare, nu știu, scrie un pic mai mare, e ca cu linii fracții. 2 sinus de alfa pe 2 cos de alfa pe 2. Cosinus de alfa pe 2. Iar locul minus sin pătrat este cos pătrat de alfa pe 2 și cu cos pătrat face 2 cos pătrat de alfa pe 2. 2 cosinus pătrat de alfa pe 2. Înmulțit, ca pe 2. Înmulțit cu cos de alfa pe 2. Da. Supra o să putem să țin și pe asta, dar hai să vedem așa. Vă rog să observați că noi am plecat din nevârste. Am umblat aici și aici. V-am făcut 2 sin alfa pe 2 cos de alfa pe 2 și cu 2 cos pătrat. S-a simplificat așa. Iată, am avut aceeași operație. Am umblat numai în partea stângă. Apare cos de alfa pe 2 cu pătratul, se simplifică și cos de alfa pe 2 cos de alfa pe 2. Deci este o repetiție a situației de anterior. 2 cu 2 se simplifică exact ca și aici, da? Păi simplifică. Cos de alfa pe 2 cu pătratul. Și iarăși cos de alfa pe 2 cu cos de alfa pe 2 acolo. Și ne rămâne ca un sinus de alfa pe 2. Totul supra. 1 cu cos de alfa. Cum a fost scos de alfa. E ca mai departe. Când mereu vă spun, trei linia de fracții și unul să străiți. Trage linia de fracții ca să nu ai greșit. Simte. E, acum iarăși, îi simt de unul. 2 sin de alfa pe 4. Poți de alfa pe 4. 2 sinus de alfa pe 4. Cosinus de alfa pe 4. Supra. Jos. 1. 1. Plus. Cos. Pătrat de alfa pe 2. Deci 1 plus. Cos pătrat de alfa pe 2. Cosinus pătrat de alfa pe 2. Minus. Sinus pătrat de alfa pe 2. Este egal cu. Sin de alfa pe 4 copie. 2 sin de alfa pe 4.
supra, unul minus sin pătrat va face cos pătrat și cu cos pătrat, 2 cos pătrat, 2 cos pătrat de alfa pe 2. Da. Cos. Da, o să mai zic, că... Ceva s-a întâmplat. Deci haideți să mai vedem încă o dată, să vedem ceva nu e în regulă cu exercițiu. Și vrem să vedem, aici tot lucrul scos de alfa. Deci cos de alfa, unul scos de cos. Cred că am cos de alfa pe 2 ar trebui să aici. Deci este greșeală acolo. Vezi? Ia pune cu aici. Cos de alfa pe 2. Dacă așa stau lucrurile, pune alfa pe 2 și aici. Așa, ia să vedem. Asta e o clipă. Așa, alfa pe 2 aici. Aici alfa pe 2. Și acum, pe 4, așa, și pe 4 aici. Egal cu pe 4 acolo. Și acum se... Și acum se simplifică pătratul. Așa. Și acum, cos de... Ce când de asta? Sin de alfa pe... Tangentă de alfa. Iar asta încerci să aștepți. Nu. Ai grijă! Poate să zicem pe alfa de 4, pe alfa de 4. Era. Nu-i voie să te gândim. Deci cât din acum? Tangentă de alfa pe 4. Tangentă de alfa pe 4. Deci cât trebuia să ne întâmplăm? Este tangentă de alfa pe 4. Dar cu modificarea asta. A fost o greșeală lui Domnul. Ia să vedem încă o dată. Vă rog să vedeți că începe așa formulat, cu sinus și josul cu scos de același lucru. Apoi, puțin cu cos de alfa, unul cu scos de alfa, deci unul este același. Așa cum vezi de aici, 2 alfa, deci s-a înjumătățit, practic, un mișonit alfa. Și etapa următoare și cosinus de alfa pe 2, cu unul cu scos de alfa pe 2, deci același lucru este. Egal cu tangentă de jumătate de unul. Mai puteți continua voi cu ceva aici, tot de tipul ăsta, să vedem. Aș vrea să încercăm o generalizare a aici. Supra? Așa, și da, cu tangentă de alfa pe 8. Parcă așa era cu bine, nu? Ia să începem să facem exercițiul ăsta. Ștergem acum de desubt. Deci aș dori să... Să mai facem un pas, să complicăm un pic exercițiul, dacă vreți, da? Și să vedem dacă, așa, și aș vrea chiar și în față să venim cu ceva. Deci vă rog să veniți mai în față și mai în spate. Sin de alfa. Nu, mai în față, dar nu. Sin de... Sin de patru alfa. Supra-mul cu scos de patru alfa. O mulțit cu cos de... Rău, din sinus alfa, din cos de 2 alfa. Supra un cu scos de alfa, mulțit la alfa și... Și ia să vedem. Ia să vedem dacă noi reușim să facem un exercițiu mai interesant ca asta. Da? Să vedem. Repet, dacă reușim să facem exercițiu chiar mai interesant. Deci care va fi identitatea care vă punem noi acum? Va fi? Sin de 4 alfa. Sin de 4 alfa supra. Sin de 4 alfa supra cât? 1 plus cosinus de? 4 alfa. Ori. Sin. Sin de 2 alfa. Ori cosinus de 2 alfa asupra. 1 plus cos de 2 alfa. Ori. Sinus. Nu, nu, nu. Dar să vedeți asta. Repetă. Ori cos de alfa asupra. Ori cos de alfa asupra. Ori cos de alfa asupra. Ori cos de alfa. Da. Ori. Cos de alfa pe 2. Așa. De alfa pe 2. Cos de alfa pe 2. Da.
Bun, o să ne-am face parcul. Da. Da, 1 plus 1 de alfa pe 4. Să arătăm că este egal asta cu vârta tangentă alfa pe 8. Tangentă alfa pe 8. Deci, pe cât de la exercițiul de mai sus, am venit un pas mai în spate și m-am dus unul după și a uitat, sub capa asta este aproape în interior, nu? Și eu sper că această identitate care am venit acum să fie corect. Să ne apărăm de lucruri. Noi nu suntem. Sin de 4 alfa este egal cu 2 sin de 2 alfa, cos de 2 alfa. Da. 2 sin de 2 alfa, cos de 2 alfa. Tot cu supra. 1 plus cos de 4 alfa, 2 cos pătrate. 2 alfa cu 2 alfa. Totul va fi 2 cos pătrat, dar așa dacă ei cred că înțeleg bine, cos pătrat de 2 alfa, minus-i pătrat de 2 alfa. Deci cos pătrat de 2 alfa. Minus. Minus. Din sin pătrat. Da, nu e pătrat. Un pic mai mare spre ei. Înmulțim cu celălalt, le copiem așa, cos de 2 alfa. Supra 1 plus cos. Cos de 2 alfa. Ori, cos de alfa. Supra 1 plus cos de alfa, ori cos de alfa pe 2, supra 1 plus cos de alfa pe 2, ori cos de alfa pe 4, da. Supra 1 plus cos de alfa pe 4. Egal. În loc de 1 zice cos pătrat cu sin pătrat, sau 1 minus sin pătrat face cos pătrat și cu cos pătrat face cos pătrat. De acum să ții minte că 1 plus cos de ceva face 2 cos pătrat de jumătate. 1 plus cos de ceva. 1 plus cos de 1 face 2 cos pătrat de jumătate. Dar de unde puteam ști asta? Avem o formulă care spune cos de ceva pitor. Este egal parte plus minus radical din 1 plus cosinus de alfa. Supra? Totul de noi. Ridicăm la pătrat și facem un cos pătrat de alfa pe 2. Este 1 plus cosinus de alfa. Totul de noi. Sau altfel, dacă de aici vor de 1 plus cos de alfa, iată 1 plus cos de alfa. 2 alfa. Da? Face 2 cos pătrat. 2 cos pătrat. Nu mai zic de același un alfa, ci de jumătatea sa. Da, da, da. 1 plus cos ceva și avem peste tot. 1 plus cos, 1 plus cos, 1 plus cos. 1 plus cos ăsta face 2 cos pătrat de jumătate. Da, de-a făcut 2. 1 plus cos ăsta face 2 cos pătrat de alfa pe 4. Și 1 plus cos aici face 2 cos pătrat de alfa. Deci, odată dacă vezi de am chestia asta, putem, aici putem o fac peste tot. Ia să o plăm, ce bine. Deci, aici. 2 sin de 2 alfa. 2 sinus de 2 alfa ori cos de 2 alfa. Supra. În loc de 1 plus cos de 4 alfa. Da. 2 cos pătrat. 2 cos pătrat de? Alfa. Nu de alfa pe 2. E jumătate de astea. Alfa. Pe 8. Pe jumătate de 4 alfa. 2 alfa. 2 alfa. 2 alfa. 2 alfa. De 2 alfa. 2 cos pătrat de 2 de 2 alfa. Înmulțim cu. Cos de 2 alfa supra. Aici cât? 2 cos pătrat de alfa. De alfa. 2 cos pătrat de jumătate de unghiului. Înmulțim cu. Cos de alfa. Cos de alfa. 2 cos pătrat de alfa pe 2. 2 cos pătrat de alfa pe 2. Înmulțit cu cos de alfa pe 2 ori. Supra 2, 2 cos pătrat de alfa pe 4. Da. Ori cos de alfa pe 4. Supra 2 cos pătrat de alfa pe 8. 2 cos pătrat de alfa pe 8. E gata. Hai să spunem de restul aici, e gata. Iată ce se întâmplă. Cos de 2 alfa cu pătratul se simte. Și cos
Avagot. E? Ce să facem? Să urmăm acela sinus de 2 la 2. Ăsta de aici. Loc de sinus de 2 sin alfa cosa. De ce calcul? 2 sinus de alfa cos de alfa. Totul supra. 2 la alfa ori cos de alfa. Și capul de desubt. Ia uite, sigur că da, un 2, un 2 la 4, un 3 de la atâta, la a treia. La a treia. Un cos de alfa, un cos de alfa. Și la sin de alfa e rupă, cât zice? 2 sin de alfa pe 2, cos de alfa pe 2. 2 sinus de alfa pe 2. Ori cosinus de alfa pe 2. Da. Totul supra. 2 la 3. 2 la 3 ori. Cos de alfa pe 2. Ori cos de alfa pe 4. Ori cos de alfa pe 4. Ori cos de alfa pe 2. Da. Păi să scrie un pic mai mare, că scrie așa fel încât să nu se vadă deloc. Parcă faci tot mai invers. Avem interesul să, nu, să se vadă la tablă. Tu ce faci? Ei, acum să se ridică cu ăsta, uitați la acolo, se, cine se ridică? 2 cu 2 la a treia. Gata, să vedem ce ne rămâne. E calcul. Acum ce o să facem? La sin de alfa cu 2 e umblă. Și cât vine sin de alfa pe 2 încă o dată jumătății? 2 sin de alfa pe 4, cos de alfa pe 4. Deci e calcul. 2 sinus de alfa pe 4, ori cosinus de alfa pe 4, totul supra, 2 la alfa, ori cos de alfa pe 4, un pic mai mare. Se simplifică din nou. Dar știți ce mi-am avut fost pătrat de alfa pe 8. Aici am greșit. Fost pătrat, cred că așa. Fost pătrat. Peste tot a fost fost pătrat, la ultimul. Fost pătrat. Și ce crezi că mă face acum? Iar urmă, mă, sinusul ăla e un rezervor, parcă, de-am spus, cu câte ori jumătățime spate în cosinus. 2 sinus de alfa pe 8. Egal cu 2 sinus de alfa pe 8. Ori cosinus de alfa pe 8. Totul supra. 2 ori cos pătrat. 2 ori cos pătrat de alfa pe 8. 2 pe 2 se simplifică. Bine, dar ce? Pătratul se simplifică. Cosinus cu pătratul. A, nu se înțelege că rămâne alfa cu 8. Deci, se înțelege că m-am zis că atunci și cosinus cu 2 va rămâne să subățelă, da? E clar că așa trebuie. Și le rămâne sin pe cos, care se află tangente de alfa pe 8. Tangente de alfa pe 8. Hai să ne mai uităm încă o dată. Am văzut că am văzut că crește dificultatea greșită. L-am crescut, am venit cu sin de 4 la 4. Dar atunci de militar e față, cu sin de cât în față? Nu, păi cum? Sin de 8 la 4 asupra 1 plus cos de 8 alfa. Deci o putem doar. Și ne putem duce aici cos de alfa pe 8. Nu pe 8, dar aici s-o fac tangente de alfa pe 16. Nu crezi că va fi interesant? Hai, te rog să vii la tablă. Nu, nu. Colega ta. Deci fac pe aici. Ia să vă spun. Să cercăm să vedem mai dificil.
Hai să spunem așa. Eu vreau să ne ducem mai în dreapta. În dreapta foarte bun. Să plecăm de la 1 plus, deci era sigur de la asta. Sigur de la asta. Hai să zicem. Cine treaba asupra cine? Unul plus... Unul plus cost de doi alfa. Înmulțim cu... cu cosinus de alfa supra unul scos de alfa. Înmulțim cu cosinus de alfa pe doi. Supra 1 plus cosinus de alfa pe 2. De acum se respectă cât e sus, da? Înmulțim cu cosinus de alfa pe 4. Da. Înmulțim cu cosinus de alfa pe 8. Da. Înmulțim cu cosinus de alfa pe 8. Înmulțim cu cosinus de alfa pe 8. Înmulțim cu cosinus alfa pe nu, pe doi la și cum am putut de doi în casă, doi la treia da? Doi la ien supra 1 plus cosinus facem o identitate așa, pregătim de doi e ca o tangentă de alfa pe 2 la ien. Dacă aici am într-un... încă o dată jucă, atenție. 2 la ien pe 2 plus 1. Ien plus 1. 2 la ien plus 1. Că era încă o dată jucă, atenție. Era jucă, atenție. Da. Ei, iată, putem gândi că acesta este predicatul pe ien. Deci fie predicată pe ei. Formalele pregătim pentru a o dovedi prin inducție, nu? Ia să vedem. Pentru ei ne cam cu... verificare. Etapa de verificare. Pentru ei ne cam cu lucruri de inducție. Sunt de 2 alfa. Păi, dar ei ne cam cu 1. Pe de 1. Înseamnă că luăm ien punem 1 și vine la alfa pe 2. Deci te oprești la alfa pe 2. Unde te oprești? Aici. Vine sin de 2 alfa supra 1 plus cosinus. Cosinus de 2 alfa ori cos de alfa supra 1 plus cos de alfa ori cosinus de alfa pe 2. Da. La 1 plus cos. E ca o tangentă de alfa pe 4. Tangentă de alfa pe 1 plus 1, 2. 2 la 1, 4. Dar asta a fost dovedită. Da. Nu a fost chiar prima parte când am muncit, da? Deci asta a fost adevărat. Punem că este adevărat. Pentru că e ca cu 2. Sine 2 la. Da. Cos
Iar lucrul scos de ceva, vă spun mai devreme, face 2 cos pătrat de jumătate. 2 cos pătrat de jumătate. De jumătate. De la fapt, de la fapt, el este un cos pătrat de 4 pași. 2 cos pătrat de jumătatea lui. De alfa de jumătate. Alfa. Așa. Sinus de alfa pe 4. Sinus de alfa pe 4. Umblăm la sin de alfa pe 4 și zicem 2 sin de 2 sinus de alfa pe 8. 8 de alfa pe 8. Totul supra 2 cos. Egalul care este de alfa pe 8. Adică este și pe de 2 este adevărat. Pe de 2. Hai să vedem pentru n egal cu 3, ca să vedem și pentru mai bine. Pentru n egal cu 9 e egal cu 1, puneam mai n egal cu 3 și a devenit. Ori, cos de alfa supra
puncte, puncte, scrie și pasta, scrie următorul. Cos de alfa supra 2 la K, supra 1 plus cos de alfa. Cos sinus de alfa pe 2 la K cu sumă. Cos sinus. Tangentă de alfa supra 2 la K plus 2. Da? Asta este. P de K plus 1. Dar asta până aici este cea care este spus. E P de K pentru care ai de fapt acolo. Tangentă. Da. Și ea să scrie sus tangentă de la K. Deci tangentă de alfa supra 2 la K K plus 1. Ori, chestia asta. Ori cosinus de alfa supra 2 la K plus 1 supra 1 plus cosinus de alfa supra 2 la K plus 1. E cald. Nu că. Tangenta e simple cos, deci din difracții, sinus de alfa supra 2 la K plus 1. Alfa supra 2 la K plus 1. Nu 2K. 2 la plus 1. Înmulțim cu? Cu cine? Cu cosinus de alfa supra 2 la K plus 1. Ori 1 plus 1 de ceva face 2 cos pătrat. Cos pătrat. Deci jumătate nu din ăsta. Alfa supra 2 la K plus 1 jumătățit, K plus 2. K plus 2. Și K plus 2. Se simplifică în același. Da? Iar aici în sinus am înglobat 2 sin cos de jumătate unul. Deci 2 sinus de alfa supra 2 alfa supra 2 la K plus 2, când jumătățit K, era K plus 1, deci nu era K plus 2, ori cosinus de același unghi, alfa supra 2 la K plus 2, supra 2 cos pătrat de alfa supra 2 la K plus 2. Se duce 2 cu 2, cosinus cu pătratul și rămâne tangentă de alfa supra 2 la K plus 2. Asta îmi spune mie. Deci, bine am avut la așa ceva, deci 2 de K plus 1 este acel am arătat, sau am demonstrat. Am dovedit. Că P de K implică P de K plus 1. Asta îmi spune, din datorită așa ceva, îmi spune că P de N e adevărată. P de N adevărată, oricare ar fi N natural. Și să am identitatea care am avut-o, am dat acum spunem că este adevărată, indiferent de N la care ne oprim. Că ne oprim la 2, că ne oprim la N capul 3, că la 100. N-are importanță la ce ne oprim, totdeauna este adevărat. Iată că am plecat de o identitate pe care am întâlnit-o în manual. Am făcut și corecția acolo, vă amintiți că era un pic greșită. După care am încercat să o generalizăm. Deci ne-am dus la noi mai în stânga, am mai intrat, dar și dat în altă dorită, de ce ar fi să ne ducem până la 1000? Și a ieșit o idee. Fiindcă am zis la lui, dacă ne oprim la un anumit unghi aici, e tangenta de jumătate a unghiului. Iar toate unghiuri pe care apar, au etapă la alta, ce fac? Se înjumătățesc, da? Este aceeași expresie cos de, supra 1 plus cos, dar se înjumătățește unghiul. Și am zis, înseamnă că suntem lui 2 aici. Alfa supra 2 la N. Și în felul ăsta, am generalizat identitatea asta destul de interesantă. Da. Dacă se știu formulele, treaba merge foarte bine. Nu știm formulele, nu avem nicio șansă. De aceea, pentru data viitoare, vă rog. Vă rog.
să vă rugați. De demonstrat toate formulele, fiecare de atâtea ori de cât se o gădește că e nevoie. Unul vrea numai una nevoie o singură dată să demonstreze, altul de 7 ori, funcție de cum simte greșit. Asta este. Și după aceea, identități din manual. Deci cât mai multe identități în care îți folosim, foarte atât.